Oameni au murit după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în zona localității Șiria. Mai multe echipaje de pompieri și medici smurd au ajuns la fața locului, însă cei doi bărbați de la bord aveau leziuni grave și nu au mai putut fi salvați. Avionul, care era unul ultraușor, s-a prăbușit la aproximativ 500 de metri de aerodromul privat de la marginea localității arădene Șiria. Avionul a început să piardă câțiva metri în altitudine, apoi s-a prăbușit pe câmp, au povestit martorii care au văzut scenele șocante. Aceștia au fost cei care au dat alarma și au sunat la 112. În scurt timp, la fața locului au ajuns mai multe echipaje de pompieri cu două ambulanțe smurd, o auto specială de descarcerare, precum și o ambulanță SAJ. Cele două victime, ambii bărbați, au fost găsite încarcerate și inconștiente. Ambii bărbați au fost declarați decedați din cauza leziunilor extrem de grave, au anunțat medicii. Sociologii trag un semnal de alarmă.